Bun găsit! În urmă cu 104 ani se năștea Nicolae Ceaușescu. În timpul dictaturii sale, ziua de 26 ianuarie devenise o adevărată zi națională, în care supușii îi prezentau omagi. Astăzi, una din tezele lui Ceaușescu a reapărut în spațiul public într-o formă nouă, suveranismul. Apostolii suveranismului vorbesc despre ieșirea României din Uniunea Europeană și NATO în numele păstrării valorilor tradiționale și păcii. Mai are Ceaușescu astăzi discipoli? Amenințarea Rusiei la adresa Ucrainei a fost principalul subiect al dezinformărilor săptămânii trecute. Atacurile xenofobe și discursul instigator la ură s-au adăugat nelipsitelor mistificări antivaccin. Iată sumarul ediției. Susținătorii AUR au luat cu asalt primăria din Timișoara, strigând lozinci xenofobe la adresa primarului Dominic Friț. Ar trebui să ne îngrijoreze? Tatiana Țarfulea explică. S-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, pe 14 ianuarie anul acesta, când George Simion, liderul AUR, împreună cu un grup de susținători, a luat cu asalt primăria din Timișoara sub pretextul solicitării unei audiențe pentru un revoluționar timișorean. Protestatarii au reușit să intre în sediul primăriei fără să fie opriți de către jandarmii care asigurau paza instituției. Pe tot parcursul incidentului s-au strigat lozinci xenofobe, agresive și ofensatoare la adresa primarului Dominic Friț, cerându-i să demisia. Am dat peste un pupil al domnului Klaus Iohannis, el fiind PNL, a venit să-i facă campanie lui Dominic Friț, parașutat aici la Timișoara din Germania, fără viză permanentă de domiciliu. Omul ăsta ocupă ilegal funcția de primar și trebuie să știe toată țara acest lucru. Nu mai avem parașutați și alte specii de genul ăsta. Ceea ce s-a întâmplat la Timișoara nu este un caz singular. Liderii AUR și susținătorii acestui partid și-au făcut un obicei din a lua cu asalt instituțiile publice. I-am văzut cu ceva timp în urmă și la Ministerul Sănătății și la Ministerul de Interne. Iar în urmă cu o lună, protestatarii încurajați de către George Simion au forțat intrarea de la Palatul Parlamentului, încercând să intre peste parlamentari sub privirile jandarmilor. Toate acestea sub pretextul încercării de a bloca votarea legii privind certificatul verde de vaccinare. Exemplul cel mai apropiat pentru ce fac acești inși sunt cămășile brune sau Sturm Abteilung, detașamentele de asalt. Acei indivizi purtau respectivele cămăși ca semn de identificare, așa cum poartă acele veste galbene cu aur pe ele. Sub acest semn năvăleau în instituții publice ca să facă dreptate după regulile lor, împărțind oamenii în buni germani și răi germani sau sub oameni, da? Și aplicând corecții fizice. Incidentul de la Timișoara arată cât de ușor se poate trece de la agresiunea verbală și lozinci ofensatoare promovate pe rețelele sociale la intrarea în forță într-o instituție publică. Nu s-a comis niciun act de violență. Noi am intrat în primăria Timișoarei fără să vină vreun polițist local sau altă autoritate să ne întrebe ceva, a declarat George Simion, liderul AUR, în urma evenimentelor. Imaginile însă vorbesc de la sine, iar violența verbală este la fel de nocivă ca și cea fizică. E suficient un mic impuls pentru ca violența verbală să escaladeze și să se transforme în violență fizică. Și există exemple în țări cu o democrație mai veche decât a noastră. Pe 6 ianuarie s-a împlinit un an de la asaltul asupra Capitoliului din Statele Unite ale Americii. Teoriile conspirației despre alegerile prezidențiale din 2020 și ciudatul univers alternativ al QAnon au contribuit la impulsionarea atacului. Susținătorii președintelui Donald Trump, mobilizați pe Facebook și pe alte rețele de socializare chiar de către acesta,
au pătruns cu forța în clădire încercând să blocheze ratificarea de către Congresul American a victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidențiale din noiembrie 2020. Asaltul nu a reprezentat doar un atac asupra unei clădiri, ci asupra Congresului însuși, care a întrerupt lucrările și a suspendat procedura formală de vot. 5 persoane și-au pierdut viața, iar alte sute au fost ulterior acuzate de crime federale. Rețelele sociale întrețin teorii ale conspirației și promovează discursuri xenofobe, însoțite de mesaje de incitare la ură și violență, pe scurt, discursul urii. În România, în ultimii 2 ani, din cauza restricțiilor impuse de pandemie și a gestionării proaste a acesteia, tot mai mulți oameni și-au pierdut încrederea atât în oamenii politici, cât și în sistemul medical. Au ajuns să creadă mai mult în mesajele și teoriile conspiraționiste promovate pe rețelele sociale decât în ceea ce spun oamenii de știință. Aur a găsit și speculat această breșă din plin. Criza politică din ultimele luni, suprapusă peste creșterea facturilor la energie și gaze, precum și lipsa căldurii în multe orașe din țară, au fost suficiente motive pentru a slăbi și mai mult încrederea în guvernanți și în instituțiile statului. Iar atitudinile extremiste au luat avânt. Discursurile naționaliste, xenofobe, antisemite, antimaghiare, antieuropene, alimentate cu tot felul de teorii conspiraționiste, s-au amplificat ajungând la ceea ce s-a întâmplat la Timișoara. Astfel de manifestări și-au originea în promovarea discursului instigator la ură sau a hate speech-ului, cum este denumit în engleză. Și nu e un fenomen de ieri de azi. Istoria e plină de atrocități în care au murit zeci, sute, milioane de oameni din cauza discursurilor instigatoare la ură, pe motiv de rasă, religie, etnie și altele. Nu este un fenomen care se petrece exclusiv online. Constituția protejează libertatea de exprimare a opiniilor, dar acestea nu trebuie să lezeze demnitatea altei persoane. De aceea, discursurile instigatoare la ură nu au voie să fie ignorate nici pe internet, iar Uniunea Europeană încearcă să găsească strategii de combatere a acestora. Spărgătorii de fake news ne vorbesc astăzi despre rasismul COVID, gărzile de corp reptiliene ale lui Obama și lupta lui Vladimir Putin cu dragonii. Fraților, fără voia noastră, în ultimele săptămâni am dat peste câteva lucruri neașteptate. În ianuarie se pare că sunt mai puține conspirații. De ce se întâmplă asta e un mister. Fie și-au postat și concediu de odihnă de la inventat porcării, fie alianța reptiliano-criptomasonilor din clubul Soros intră în hibernare, așa cum o făceau și pe planeta Nibiru. Nu știu ce să credem, oricum se pare că site-urile de conspirații merg cam pe avarii. Din fericire, un ultim băiat rămâne la butoane și scoate căznit câte un articol cât să rămână site-ul pe linia de plutire. Nu cumva să rămână cititorii fără noutăți și să înceapă să gândească singuri. Dar Geminski, ce fel de știre poate scoate un site aproape abandonat, tras pe bordura internetului? Administrația Biden distribuie tratamentele după culoarea pielii. Albii n-au decât să moară. Și acum să vedem contextul. În America Progresului și a Black Lives Matter, pielea albă este un ghinion care te poate costa viața. Din hrubele întunecate ale istoriei, pandemia COVID a scos din nou la lumină eugenia și alte practici diabolice ale nazismului. După 2 ani, ele tind să devină politici publice oficiale. Directivele emise de administrația Biden arată că anumite persoane pot fi considerate cu mare risc și au prioritate la tratamente anti-COVID, precum anticorpii monoclonali sau antiviralele orale, în funcție de rasa și originea etnică. Președintele întâmplător alb, alături de toată administrația întâmplător majoritar albă, practică un fel de rasism de sine, când nu mai suporți și vrei să-ți omori propria rasă. Așa cum spune articolul, e exact ca pe vremea nazismului, dacă naziștii s-ar fi dus singuri în excursii la munte și s-ar fi aruncat singuri de pe marginea prăpastiei. De ciudă că sunt naziști. Ce-i drept, ca de multe alte ori, am găsit și un sâmbure de adevăr în articol. Există într-adevăr un studiu care pomenește rasismul și sugerează favorizarea altor rase. Un geniu al statisticilor a constatat că negrii, adică oamenii care până în anii 1960 nu aveau aproape niciun fel de drept,
se află astăzi în păturile sociale mai joase. Ei bine, se pare că ăștia mai săraci lucrează mai mult pe afară, chiar și în pandemie. Nu se pot opri din muncă, așa de mult le place. Ei care comenzile de mâncare prin oraș, tot ei gătesc mâncarea aia, tot ei împachetează și despachetează mărfurile comandate de oameni care au făcut click și au adăugat în coș, stând pe canapea și uitându-se la burlacul sau la insula iubirii. Culmea, ăștia cu munca de jos, chiar dacă sunt și albi, sunt în proporții nedrept de mari din alte rase, așa că ei se infectează mai repede și, conform acestui studiu, poate că tot ei ar merita ceva mai multă atenție prin spitale sau, cum ar spune jurnalistul nostru cinstit, vor să elimine rasa albilor. Eu cred că îmi spune printre rânduri. Se grăbesc cu administrarea tuturor dozelor propuse către populații. Biserica ca instituție îi încurcă în planurile lor pentru schimbările climatice. Ne vor concentra în orașe și nu ne vor mai lăsa să exploatăm natura. Iar pentru digitalizare se vrea pecetluirea omului. Scopul final, pierderea sufletului. Apoi venirea lui Antichrist. Dacă ar pune la socoteala războiului, și-ar da seama că planurile lor nu vor ajunge la bun sfârșit. Dumnezeu va reseta lumea, iar ei se vor încurca sigur în blejele lor. Fraților, se pare că tot un univers se învârte în jurul unui mare panou de control pe care cineva, Bill Gates sau Dumnezeu, nu e sigur care, trebuie să-l deschidă odată naibii și să apese blestematul ăla de buton de reset. Te-am resetat. Pardon, te-am informat. Dar stai! În condiții de iluminare diferită, o cameră digitală de acum 10 ani a interpretat greșit balansul de alb. Ușor greșit. Adică, în timp ce filma niște oameni bine luminați, undeva în spate, un om aflat la umbră era înregistrat în culori mai gri decât ar fi normal. În mod normal, vezi micile erori ale camerei și treci peste ele. Nu și acest vașnic jurnalist, traducător al știrilor inventate de alții, la fel de pierduți. Omul nostru de bază scrie clar și fără niciun fel de rușine. Obama a avut un reptilian ca și gardă de corp? Stai un pic! Ăsta e ca și titlu? Tipul ăsta lucrează ca și jurnalist? Ca și om de litere? Ca și absolvent de liceu? E ca și o glumă, nu? Să săpăm și să studiem cu atenție articolul. Cu ceva timp în urmă, televiziunile internaționale au difuzat un videoclip filmat în timpul unui discurs al fostului președintelui Statelor Unite, Barack Obama, unde la un moment dat s-a întâmplat ceva ciudat cu unul dintre bodyguardii săi. Chipul unuia dintre agenții serviciilor secrete care îl proteja pe președinte a fost încadrat de obiectivul camerei. Chipul lui a transformat într-un profil aproape reptilian. Astfel s-ar părea că extratereștrii și în special reptilienii sunt în strâns contact cu guvernul stelelor și dungilor. E vorba de o eroare nespus de umană și pe care am făcut-o cu toți. Pasul 1. Vezi ceva ușor nefiresc pe fundalul unui clip vechi de 10 ani. Pasul 2. Îți dai seama că extratereștrii există și că au infiltrat Casa Albă, ba mai mult, sunt un soi de reptile ultra inteligente care se deghizează în oameni și care vor să controleze lumea. Se poate observa că aspectul său este foarte ciudat, cu o culoare a pielii foarte tot atât de ciudată. S-a făcut chiar și un test cu o cameră termică, iar temperatura corpului era mai rece decât normal. Camerele termice există. Le îndrepți către ceva și imaginea înregistrată de ele îți va indica temperatura. Sunt instrumente de mare precizie, folosite în tot felul de experimente. Din fericire, la conferința aia de presă de acum 10 ani, avea unul o cameră termică cu el și pac, în loc să alerteze lumea din sală că e o reptilă umană în spatele lor, a pornit camera asta să vadă dacă are extraterestru febră. Nu avea. La final, autorul traducerii esteia nesimțite trage și singura concluzie firească. Ei bine, ce zici de acest lucru? Unele îndoieli îți vin, nu? E clar. O specie extraterestră o arde la mișto printre noi. Nimeni nu e în siguranță. Singurul nostru refugiu e portalul dacilor din Carpați. Ne vedem cu toții acolo, la cota 2000, lângă standul de țuică fiartă. Nu vă temeți, trecem noi împreună și peste asta. Între timp însă, pe Facebook. Masoni, ai inventat vaccinul pentru COVID, casa! Face mutați generice să transforme oameni înapoi în maimuțe, să-i manipulează cu banane. Cineva a rămas cu banane pe stoc. Și nu știa cum să facă să manipuleze toată planeta. Simplu, creezi o pandemie artificială, modifici genetic omenirea, de transformi totul în maimuțe și nu vom putea rezista bananelor tale. Susana, eu te spun lui mama, mi-ai furat banana, nu mai joc, nu!
Dar stai! Putin uimește o lume întreagă, afirmând că clasa conducătoare mondială este de rasă reptiliană. Putin a susținut că nu este unul dintre ei, le este frică de el și au încercat să-l înroleze în cultul lor babilonian antic. Că le e frică, mi se pare și normal. La ce bine călărește, topless, și mie mi-e frică. Sigur, pieptul e frumos, dar buzițele alea subțiri sunt semn de bărbat parșiv. Plus că Putin e balanță. Zice că nu e niciun motiv de îngrijorare. Totul e la fel ca la început. N-ai stres. Călărim topless mai departe, tot mai departe spre apus. Când colopac, 200.000 de soldați la granița cu Ucraina. Stai, Putin, o vorbă de aproape să-ți spun, că nu te-am găsit nicăierea. În condițiile astea, ce șansă să aibă reptilienii adepții cultului babilonian antic? Zero șanse. Zero. Putin a răspuns la întrebările referitoare la scurgerea Panama Papers, subliniind că era o mișcare așteptată și se știa cine sunt autorii. Guvernul SUA, agențiile de informații și OCRP a lui Soros. Putin a dat cu pumnul în masă, exclamând: George Soros, Dragon Viclean, acesta este război! Întrebat de un consilier principal despre ce vrea să spună prin dragon, Putin a oftat din greu și cu privirea lui caracteristică a explicat că nu totul este ceea ce pare în modul în care este guvernată lumea. Dovezile, atât antice cât și moderne, sunt enorme! Dragilor, pe pământ există reptile și pe lângă reptile există oameni, unii dintre ei fiind reptilieni. Dintre oameni, unul și-a dezmorțit degețelele scriind fantezia asta superbă cu Putin. Ce alte dovezi ne mai trebuie? Între timp, pe un carton fotografiat și ajuns pe Facebook. Zamolxis, învățătorul Europei. Să facem necesarul de țară. Autostrăzi. N-avem. Spitale moderne. N-avem. Guvernare eficientă. N-avem. Proști care să învețe de la Zamolxis. La capitolul ăsta, din fericire, stăm foarte bine. Te-am informat. Până data viitoare, consideră-te informat. În 26 ianuarie 1989, propaganda comunistă l-omagia pe Nicolae Ceaușescu, care împlinea 71 de ani. Propaganda mergea însă mână în mână cu represiunea. Cei care slujeau regimul știau cum să profite de pe urma sa. Astăzi, unele din tezele național-comunismului au revenit în spațiul public. Mai are Ceaușescu astăzi discipoli? Cum decurgea, în mod normal, o zi de naștere a lui Nicolae Ceaușescu? Ce se întâmpla în ziua respectivă în Republica Socialistă România? Vedeți, în primul rând, devenise un ritual, mai ales de la finele anilor 70, era o parte a calendarului politic. Era ceva discutat la nivelul Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Era convocată secția de propagandă și agitație, secția de presă. Prin urmare, această zi a lui Nicolae Ceaușescu intrase în calendarul Partidului Comunist, în calendarul României politice. Era un întreg dispozitiv propagandistic, mediatic, care era convocat să-l omagieze și mai mult să-l integreze în istoria națională. Totul era un fals pentru că, până la urmă, s-a ajuns să se falsifice și documente, chiar documente fotografice. Deci nu doar documente de hârtie, documente de arhivă, ci fotografii și cazul celebru e, sigur, plasarea lui Nicolae Ceaușescu și a Elenei Ceaușescu la marea manifestație de la 1 mai 1939, când pur și simplu într-un atelier fotografic al Institutului de Istoria Partidului s-a falsificat un clișeu de atunci cu o poză reală, înfățișând manifestanți care, culmea, erau procarliști, omagiau dictatura regală. Totul a fost făcut în așa fel încât să-i arate pe cei doi ceaușești la acea manifestare. E un fake news tipic, astăzi se întâmplă în fiecare zi aproape. Da. Deci noi vorbim azi de fake news, dar de fapt, fără să știm, se practica la scară industrială, pe scară mare din anii 70-80. Existau și accente orientale în care supușii veneau și îi livrau cadouri cuplului prezidențial, pentru că ambii sărbătoreau ziua de naștere în ianuarie.
Cine se prezenta cu astfel de ofrande? Erau uniunile meșteșugărești, UCECOM, ateliere oficiale, sigur, evident, și artiști plastici, erau poeți care prezentau ofrande, volume cu dedicație, erau muzee, erau și instituții din afara țării care îi trimiteau cadouri. Prin urmare, erau angrenată o întreagă societate, multe ateliere, multe fabrici care, iată, îi dedicau diverse cadouri, diverse producții în formă fizică. A fost vorba și de alt gen de daruri, diplome universitare de care erau foarte atașați, la care țineau foarte mult. De la un anumit moment nu erau doar diplome pentru el, pentru Nicolae Ceaușescu, erau și pentru Elena Ceaușescu. Și sunt universități, din păcate, celebre, cunoscute chiar din Occidentul Europei, care i-au acordat astfel de distincții lui Nicolae Ceaușescu, dar uneori și Elenei Ceaușescu. Ce motiv ar fi avut ca aceste universități de prestigiu să facă astfel de gesturi? Rațiuni de stat, interese de stat. Și regina, Elisabeta II, în 1978, a acceptat să-l plimbe în caleașcă pentru că guvernul britanic era interesat în relații bune cu acest maverick, cu acest aliat disident din lagărul sovietic, care era perceput că duce o politică cumva disidentă, nonconformistă. 1978-1980 e de fapt cam sfârșitul acestor iluzii occidentale și a tentativelor occidentale de instrumentalizare a unei țări comuniste pe o linie antisovietică. 78 fiind anul vizitei în Statele Unite, în Marea Britanie, dar și anul fugii lui Pacepa. Și anul fugii lui Pacepa, în iulie 1978, Pacepa defectează. Prin urmare, acesta e cam finalul. Sigur, mai există ceva inerțial, e primit și în țările nordice în anii 80, dar după 1981-82 și mai ales după venirea lui Gorbaciov, se termină cu această cochetare occidentală cu Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu nu simțea accentele grotești din toate aceste manifestări? Nu simțea că e prea mult și că frizează ridicolul câteodată? Sincer, cred că nu, pentru că chiar din zona lui, dinspre el, erau potențate această slugărnicie, acest servilism. Aici sunt două paliere. În primul rând este un palier care ține de natura puterii comuniste și în al doilea palier ține de ambiția personală, de propria dorință de mărire a lui. Să vorbim despre primul palier, cel al ideologiei comuniste și al puterii comuniste. Sigur că e și o latură obiectivă, ideologică, dar e și o latură ce ține de menținerea și prezervarea puterii. El astfel elimina o posibilă concurență, practic deținea un monopol al puterii, pe care pe urmă l-a prezervat în propria familie și chiar vorbim de o monarhie comunistă, de fapt. Cam asta se conturează în anii 80. Nu mai avea contact cu ceva ce azi ni s-ar părea de bun simț, să nu fi periat, să nu fi lăudat în exces. Odată ajuns în aceste sfere ale puterii, nu ți se mai pare anormal. Să trăiască în veci partidul, tricolorul, România, să trăiască Ceaușescu, care ne-a redat mândria de a sărbători unirea și de a ne numi români. Și este și ceva personal, o ambiție care e dincolo de încadrarea ideologică și de afilierea ideologică, ține de natura personală a lui și după 1970-74 și a soției lui, pentru că a fost o potențare aici. În ceea ce privește discursul în politica externă, a pledat mult pentru suveranitate, independență, neamestecul în treburile interne, lucruri pe care le regăsim în Carta Organizației Națiunilor Unite. Și totuși Ceaușescu părea a face parte dintr-un discurs ideologic, inclusiv dezarmarea pe care o pleda și pe care și noi în școală eram obligați să o susținem la mitinguri. Deși am aflat mai târziu că România livra armament organizațiilor teroriste sau statelor care finanțau terorismul sau dictaturilor, Irakul și Libia fiind două din exemple, sau Vietnamul aflat în război.
Ce urmărea de fapt Ceaușescu prin politica sa externă? O Românie suverană, cu adevărat? Îmi permit să afirm că democrația pe care o realizăm în România este cu mult mai superioară decât cea despre care au vorbit unii antivorbitori aici. Nu putem înțelege mișcările lui de politică externă. Ceaușescu rămăsese, de fapt, un stalinist. În România s-a produs o desovietizare, dar s-a produs o desovietizare în interesul dictaturii ceaușiste. Nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul în România a pus pentru întotdeauna. Poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogățiile țării. Care era mesajul către sovietici? Noi păstrăm ideologia marxist-leninistă, într-o formă naționalistă, dar o păstrăm, deci noi suntem fideli, numai că suntem autonomi, ba chiar cu pretenții de independență față de voi. Deci nu mai aveți voi puterea să mă schimbați pe mine Ceaușescu. Cam asta era mesajul. S-a ajuns până acolo încât la ultimul congres al Partidului Comunist, Ceaușescu a acuzat direct Statele Unite și Uniunea Sovietică de faptul că complotează împotriva României suverane și independente. În mod paradoxal, peste ani, această temă a suveranismului a revenit în spațiul public din diverse zone. De exemplu, Surcov, care a fost un fel de eminență cenușie a Kremlinului, a fost adjunctul șefului administrației prezidențiale, a lansat un fel de oximoron politic, democrație suverană. Și punea în gardă Occidentul, spunându-le, nu vă mai amestecați și nu mai criticați Rusia. Felul în care ne gestionăm problemele interne este treaba noastră, nu trebuie să nici măcar să le criticați. Iar aici, în România, se aude din ce în ce mai des, nu trebuie să se amestece nici Bruxelles-ul în treburile noastre, nici vreo altă putere din afară. Trebuie să fim stăpâni la noi acasă. Este o coincidență de discurs sau mai mult decât atât? Eu cred că nu este o coincidență de discurs. Eu cred că e un leitmotiv, e ceva care se repetă. Adică, de ce nu pur și simplu o democrație? De ce trebuie o democrație originală? Sau o democrație suverană? De ce nu pur și simplu nu urmăm un model consacrat de pluralism, consacrat în Occident și care asigură manifestări libere și democratice pentru toată lumea? Eu cred că e un specific al regimurilor autoritare care tind chiar spre dictatură. Și e un leitmotiv, e un element comun care apare, sigur, și în retorica Kremlinului, în retorica Federației Ruse, a elitelor politice din jurul lui Putin, dar și, din păcate, și asta e marea problemă, și în Europa Centrală și de răsărit, chiar în România, mai accentuat în Ungaria și în Polonia. Și aici e, de fapt, vorba despre o democrație suverană, dar îi se spune altfel. Aveam un salariu foarte bun. Aveam, din salariu rămânea bani, dar plăteam toate datoriile și toți muncea, toți era vesel și toți știa că a doua zi are unde să ducă la muncă. Pe ziua de astăzi, toți caută să suie pe bloc, să spânzure, să se omoare unul cu altul. Pentru că la noi în țară nu mai domnește munca, domnește hoția. Euroscepticii care cultivă acest tip de discurs privind suveranismul sau România e o colonie europeană spun, pe vremea lui Ceaușescu toată lumea avea o casă, pe vremea lui Ceaușescu toată lumea avea un serviciu, aveam o industrie competitivă, exportam în întreaga lume, România era grânarul Europei. Iată ce s-a întâmplat după intrarea în Uniunea Europeană. Ăsta a fost prețul pe care România l-a plătit ca să intre în NATO și în Uniunea Europeană. A dat toată industria și toate bogățiile și rezervele subterane ale României pe nimic marilor corporații străine. Mai prinde acest tip de discurs? Prinde pentru că aici e o luptă între valori. Cred că la nivelul fiecărui individ se dă această luptă. Ce prefer eu ca individ? Libertatea sau securitatea socială? Sau... Nu le putem avea pe amândouă? Le putem avea, dar eu personal și cred că vreau să cred că mulți prețuiesc
mai degrabă libertatea de exprimare, individualismul, democrația, pluralismul. Necazul este într-adevăr că memoria este scurtă. Vedeți? Dumneavoastră spuneți, aveam o industrie. Da, da, în anii 80, mulți dintre noi detestam produsele românești, pentru că erau proaste, de proastă calitate. Sau alea bune erau la export. Deci da, se producea, dar nu ajungeau la omul obișnuit. Se exportau. Sigur că aveam cu toții slujbe, dar cum erau plătite aceste slujbe? Pentru nostalgici trebuie să reamintim aceste lucruri. Un popor care a girat comunismul, fie chiar și prin tăcere, sau prin zulgărnicie, pentru că vorbeam de cadouri și omagierea lui Nicolae Ceaușescu, poate într-un interval, în doar o generație, să fie matur și să înțeleagă democrația și să nu privească cu nostalgie spre trecut, doar spre viitor? Cumva, întrebarea dumneavoastră conține și răspunsul. Dificultățile din Europa Centrală și de Est, inclusiv din România, dovedește faptul că e foarte complicat și că, într-adevăr, o generație e un timp foarte scurt. Dar aici, despre care sunt cauzele, de fapt, ale acestor dificultăți? De ce nu reușim să ne racordăm mai repede și avem, iată, niște populiști, niște suveraniști, antidemocratici, până la urmă, care câștigă alegeri? Pentru că, într-adevăr, tranziția a fost îngrozitoare. S-a lăsat cu șomaj, cu suferințe și cu o elită politică care de multe ori a înșelat așteptările. Și așa ne explicăm succesul populismului. Populism care, iată, e antidemocratic, antiliberal și produce lideri precum Victor Orban, Liviu Dragnea în România și așa mai departe. Dezamăgirea a fost reprezentată și de forțele politice pro-occidentale, care nu erau legate aparent de Partidul Comunist. Dar iată, prin diverse fire, totuși se înrădăcinează în anumite năravuri de atunci sau din precomunism. Aici e vorba, sigur, și de o anumită mentalitate care a supraviețuit la nivelul elitei politice, al societății, o mentalitate că cumva liderul sau statul trebuie să-ți asigure viitorul. Produce oare propaganda un fel de sevraj? Noi, românii, anesteziați de propaganda comunistă a lui Nicolae Ceaușescu, ne-am simțit brusc în sevraj după 1990, omul care ne-a spus tot timpul că suntem un popor special, că suntem independenți, că ne tragem de la daci, că am avut niște voievozi extraordinari, că am rezistat tuturor, n-am atacat niciodată pe nimeni, toți ne-au vrut bogățiile. Putem de mâine să trăim fără așa ceva? Cred că ține de întrebarea de psihologia popoarelor, o disciplină imposibilă. Dar poate că oamenii au nevoie de astfel de lucruri, să li se spună că sunt speciali. Propaganda cumva rezonează cu anumite sentimente și valori ale noastre. Noi suntem o națiune construită târziu. Am apărut târziu, ne-am format foarte greu, într-un mediu ostil, și construcția națională, trebuie să o spunem, s-a prelungit și după 1918 și chiar în comunism. Deci construcția noastră națională e foarte târzie. Am avut un mediu ostil, suntem într-o zonă geopolitică complicată și sigur că suntem foarte, foarte sensibili la această latură națională și atunci de asta au succes populiștii. Aici e ceva mai complicat pentru că nu e vorba doar de propaganda comunistă. Din 1938 tot o ținem în regimuri autoritare și în regimuri dictatoriale. De fapt, încă din decembrie 1937 în România s-a instituit un regim autoritar, un regim antisemit, mai bine de 50 de ani, am trăit în aceste dictaturi care au utilizat arma propagandistică și de multe ori arma națională, naționalistă. Și populația s-a complăcut, pentru că era și înfricoșată, a fost și războiul care a modelat într-un sens negativ populația. Și în acest context trebuie înțeleasă această izbândă a unei propagande cu accente patriotice, de fapt naționaliste. Thank you.
Urmează revista presei Fake. Horia Grușcă ne vorbește despre controversata intervenție a șefului Camerei de Comerț și Industria României în apărarea premierului Ciucă, acuzat de plagiat, despre acuzațiile senatoarei Șoșoacă la adresa Papei și mistificările antivaccin de la Australian Open. Mesajul de susținere a premierului Ciucă în fața acuzației de plagiat, emis săptămâna trecută de Camera de Comerț și Industria României, a surprins. Nu doar prin titlul Je suis Ciucă, care sugerează hazardat solidarizarea cu victima unei nedreptăți flagrante, ci mai ales prin convingerea exprimată fără echivoc că românii s-ar fi săturat de dezvăluiri care, pasămite, destabilizează. Cu alte cuvinte, demersul jurnalistic al Emiliei Șercan de demascare a unui presupus furt intelectual, sancționabil inclusiv legal, ar fi în ochii românilor nu doar o pierdere de timp, ci și un obstacol în bunul mers al societății. O poziție bizară asumată de o organizație care, ca reprezentant al mediului de afaceri, își propune să promoveze integritatea și corectitudinea, nu să le ducă în derizoriu. Rugat de reporterul Hot News să-și explice punctul de vedere, președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, a insistat că îi se pare deplasat ca un jurnalist să devoaleze o problemă din trecutul unei persoane ajunse între timp prim-ministru și a făcut o paralelă cu arestările DNA pentru fapte vechi de 10 ani în baza mărturiei unui așa numit denunțător de serviciu. Prin evocarea unui tipar specific teoriilor conspirației, șeful Camerei de Comerț a sugerat că scoaterea la lumină a unui eventual plagiat după 19 ani este nu doar caducă, ci și suspectă de interese obscure. Aserțiunea sa e contrazisă de șeful Camerei de Comerț Vâlcea, pentru care, din potrivă, comunicatul emis de Daraban reprezintă o poziție personală motivată de, citez, un interes nelegitim, anume acapararea celor 40 de hectare de la Romexpo cu sprijinul puterii politice. Dosarele penale deschise în ultimele luni împotriva Dianei Șoșoacă nu-i diminuează senatoarei elanul antivaccinist. Din potrivă, potrivit publicației Sputnik Moldova, parlamentarul român ar fi trecut de la rezistența națională la rezistența mondială față de așa zisa dictatură medicală. Propagandiștii de la Sputnik elogiază mesajul video online pe care Șoșoacă l-a transmis recent italienilor care participau la un protest al autoproclamatei Organizații Mondiale pentru Viață, o grupare care se opune restricțiilor sanitare. În discursul său, senatoarea a reluat câteva dintre teoriile false favorite. De la opresiunea ocultei mondiale la caracterul experimental al vaccinurilor și pacienții omorâți cu premeditare în spitale, la care a adăugat două minciuni grosolane într-o singură propoziție. Prima, Șoșoacă a susținut că peste 70% din populația României este nevaccinată, deși statisticile momentului arătau un procent încă modest de peste 40% de români cu schema completă. Cel de-al doilea neadevăr rostit de senatoare privește scenariul verde în care s-ar afla țara noastră. Ori, potrivit datelor oficiale actualizate, ritmul galopant al infecțiilor a făcut ca Bucureștiul și 19 județe să reintre în scenariul roșu, alte 13 aflându-se la acea dată în zona galbenă. La 3 zile după mesajul de solidaritate cu antivacciniștii italieni, senatoarea Șoșoacă postează pe contul său de Facebook un mesaj adresat Papei Francisc, în care îl ceartă pe suveranul pontif pentru introducerea vaccinării obligatorii la Vatican. În postarea halucinantă, care a adunat 4.500 de aprecieri, 33.000 de vizualizări și aproape 2.000 de distribuiri în mai puțin de 24 de ore, Șoșoacă îl acuză pe papă că s-ar întoarce în vremurile Inchiziției și invocă faptul că Dumnezeu nu este vaccinat, ca argument infailibil pentru refuzul imunizării. Momentul în care un copil de mingi are o slăbiciune leșinând pe teren în timpul unui meci la Australian Open a fost relatat și comentat prompt și obiectiv de o sumedenie de publicații internaționale. Site-ul activenews.ro, cunoscut pentru opoziția consecventă față de măsurile anti-COVID, a ales însă să preia știrea de pe portalul antivaccinist The COVID World, lumea COVID,
o publicație specializată în contestarea vaccinurilor. Și astfel, informația despre cei doi tenismeni de pe teren care s-au grăbit să-i sară în ajutor fetiței până la sosirea medicului și depășirea de către aceasta a stării generate probabil de căldura excesivă, a fost însoțită de un comentariu care insinuează o posibilă legătură între leșin și obligativitatea participanților de a se vaccina cu seruri care cauzează probleme cardiace și alte efecte adverse. O zi mai târziu, jurnaliștii de la France Press demontau un fals grosolan pe aceeași temă, postat pe rețelele de socializare de un antivaccinist australian. Un videoclip în care tenismena slovenă Dalila Iacupovici se prăbușește în timpul jocului este descris ca dovada faptului că jucătorii vaccinați cad ca muștele la actuala ediție a turneului australian. Deși imaginile sunt reale, ele au fost filmate la ediția din ianuarie 2020, înainte de pandemie, când slovena a acuzat probleme respiratorii cauzate de fumul de la incendiile de pădure din vecinătatea orașului Melbourne. Mass Formation Psychosis, adică psihoza în masă, nu este un termen academic recunoscut în domeniul psihologiei. Și totuși, căutarea expresiei pe Google a explodat în ultima lună, în special în Statele Unite, după teoria șocantă lansată de controversatul virolog Robert Malone, cel care se pretinde inventatorul tehnologiei ARN mesager de fabricare a vaccinurilor, dar este cunoscut ca un antivaccinist foarte vocal. Prezent la sfârșit de an în podcastul comediantului Joe Rogan, Malone a definit ca psihoză în masă comportamentul celor care se conformează hipnotizați măsurilor de sănătate publică impuse de autorități, fie că este vorba de teste sau vaccinuri. Medicul, al cărui cont Twitter a fost suspendat pentru încălcarea repetată a regulilor platformei, a mers și mai departe, făcând o paralelă între America de azi și Germania nazistă, țara în care, citez, populația înalt educată a luat-o razna. Toți specialiștii consultați de agențiile Associated Press și Reuters au arătat că teoria lui Malone nu are niciun fundament științific, iar conceptul pe care îl promovează nu există în dicționarele de psihologie. Două din dezinformările care au ținut capul de afiș săptămâna trecută îi iau ca eroi pe Novak Djokovic și Vladimir Putin. În ambele cazuri, știrile false îi prezintă ca victime ale Occidentului. Să vedem ce crede tătălu. Salutare! Care este legătura între turneul de tenis Australian Open în plină desfășurare chiar acum și mama Rusia? Faptul că ambele au lovit planeta cu tone de fake news. Primul, fără voia sa, prin numărul 1 mondial, Novak Djokovic, care a încercat un fel de sârba în căruță cu opinia publică și cu autoritățile australiene în ceea ce privește dreptul său de a intra pe teritoriul respectiv fără certificatul de vaccinare în marsupiu. Nole a încercat mai degrabă un fel de sârbu în căruță, doar că ministrul pentru imigrări de la Melbourne nu i-a dat pentru asta un yellow card, ci direct cartonașul roșu, trimițându-l acasă la mămica lui și la tăticul său, care a încercat să-l transforme pe Nole în campionul mondial al nevaccinaților planetei, acest Spartacus al săracilor. Timp de câteva zile, familia lui Djoko a bombardat planeta cu știri despre cum este ținut sârbul în captivitate, mai rău decât i-au ținut în trecut australienii pe aborigeni, pe canguri și pe câinii dingo. Numai că în final, după o săptămână de tărăboi, s-a strigat dingo din partea guvernului, iar sârbul a trebuit să părăsească continentul. Marele noroc al australienilor este însă că tunelurile dacice nu comunică intercontinental, că acum ar fi avut protest de 1 milion de membri AUR la Melbourne și intră Simion pe terenul principal cu bandele lui de auriști, strigându-i arbitrului, ieși afară, javră ordinară! Și ar fi văzut atunci ei, australienii, cine este șeful!
E, acum dacă Djokovic nu are unde să vadă Australian Open, îi dăm noi o listă de câteva zeci de cârciumi din București și din țară, unde nu te întreabă nici dracu de certificat, mama lor de crescător de canguri. În acest timp, pe partea astălantă a planetei, nu crescătorii de canguri, ci crescătorii de tancuri sunt cei care fac agenda de știri false, v-ați prins, e vorba de Federația Rusă. Recent, serviciile secrete americane au lăsat să se scurgă în presă mai multe informații care fac să se întrevadă planurile mamei Rusia cu privire la Ucraina. Un atac la adresa propriilor trupe de la granița cu această țară, astfel încât Putin să aibă pretextul de a declanșa invazia popoarelor vecine, poate chiar până la granița cu România. Da, acest dita mai fake news-ul declanșator de război nu ar fi deloc imposibil dacă te gândești că în spatele său se află însuși fostul agent KGB Vladimir Putin, acest Chuck Norris al Estului, ce nu se compară cu generalul Ciucănorisc al nostru, care nu știm cum ne va apăra în cazul unui război la granița cu Ucraina. Nu vrem să credem în acest scenariu, dar parcă vedem că în timp ce lumea civilizată se zgâiește la sportul alb, noi o să umblăm cu stegulețe albe pe aici, la turneul de mare șmen al lui Vladimir Putin, Ukrainian Open. Open, mă, că vă sparg! Și mai ceva. Dacă Putin vrea să intre în zonă cu tancurile, punem pariu că nu o să-l întrebe nimeni de adeverința de vaccinare. Apropo, n-ați văzut că la noi coaliția de guvernare nici nu a mai pus subiectul pe tapet? S-ar fi gândit ai noștri. Păi cum Dumnezeu să întrebe Armata Roșie de certificatul verde? Mă înțelegi? E o glumă, dar nu prea e de râs. V-am pupat în inimă, pe data viitoare! Atât pentru astăzi, până miercuri viitoare, cu bine!